totul a pornit de la el și un simulator cumpărat acum foarte mult timp, pe care mă jucam când eram mic. Chiar un joc de rally foarte cunoscut, se numește Richard Burns, cel mai realistic, după părerea mea și a tatălui meu, dintre toate. Bine, eu am început, de fapt. El încă nu era născut, nu mă jucam eu pe Richard Burns. Păi, eu știu, prin anii 90. În 2011 am început să fac drift. Înainte de asta am mai făcut câteva curse de drag, dar era ceva mai mult așa de amatori. Cu toate că Audi-ul ăsta este cu tracțiune integrală și la drift trebuie tracțiune în spate, am modificat ușor tracțiunea, am făcut o tracțiune în spate și am început ușor, ușor drift. Inițial am zis că doar așa de joacă, până la urmă am distrus mașina. Mașina este la origine un Audi UR4, care în ziua de azi, dacă ar fi fost în stare de funcționare și original, ar valora undeva între 50 și 100.000 de euro. Acum valorează doar ceva la fier vechi. În afară de anvelope, foarte mult timp investit, bani, mă rog, adică sunt foarte, foarte multe sacrificii. Mult antrenament pe simulator și susținere din partea familiei, a prietenilor. Probabil și un pic de talent. Da. Și experiența mea contează foarte mult. Adică suntem o pereche bună și când vom avea și buget și mașina necesară, vom putea face el cel puțin va face performanță foarte bună. Dacă aș fi început mai repede, probabil aș fi fost undeva mai departe. Sau să faci meditație, pentru că urmează să ai examenul de capacitate. Nu e atât de pregătit pe cât îmi doresc eu. Sunt perfecționist, din păcate, și sunt un pic stresant pentru cei din jur, dar sperăm că o să fie bine. La momentul ăsta e foarte greu să-l mai conving să iubească școala, când are alternativa asta. Și oricât i-aș interzice, o să fie greu. Dar o să le scoatem noi la capăt pe ambele. Sper. Că altfel nu o să mai pupe drift. Unde te simți mai bun? Română, limba română sau matematică? Siguranță la română. Nu mă prea înțeleg cu matematica, cum de altfel nici alți copii nu o fac, dar încerc să fiu cât de bun se poate pe ambele părți, și română și matematică. Nu îi pun presiune, dar sper să intre la un liceu bun, nu mă interesează neapărat mie. V-ați gândit cum se sărbătorește o intrare la liceu? O etapă de drift.